Imaginați-vă cum ar fi să joci Minecraft și deodată să apară o tornadă foarte mare sau să cadă complet un meteorit. Păi astăzi am încercat să supraviețuiesc 100 de zile pe Minecraft hardcore cu dezastre naturale. Dar înainte să începem, nu uitați acolo de un like și un subscribe să ajungem la 100.000. Haideți să începem. Bun, deci din ziua 1 am început în forță. Hai că am început în forță cu 3 tornade și cu un land spot bun. 4 tornade, bun. Trebuie să avem grijă mare, pentru că este foarte periculos. Și doar ce am început și am dat de prima tornadă. Uite-le. Bă, hai să plecăm să nu se întâmple ceva. Știi ce zic? Și eu mă duc spre el. Mi se pare bun. Ia. Mamă, ce mă bucur că a luat scheletul ăla. Pleacă, bro, pleacă de aici. Bă, ce se întâmplă? Cum să supraviețuiești în chestia asta? Eu nu știu. Bă, ce-aș vrea să omor porcii ăștia, dar n-am nimic. Bă, cum se aude, ești nebun? Eu sper să fie tot ok și să putem să luăm niște lemn de aici, liniștiți, fără să se întâmple nimic. Așa că am început să iau niște lemn. Bun. Eu o să vreau să-mi craftez drept pe jur acolo un crafting table, niște bețe. Trebuie să găsim o zonă unde este stone, că dacă mă pun să spart pe jos, cred că o să se apropie de mine foarte mult asta. O tornadă. De fapt, nu e nicio tornadă, dar să nu apară. Cred că așa funcționează. Chestia nașpa e că sunt și mobi. Da, și după asta am început să iau niște piatră, fiindcă am vrut să-mi fac niște unelte mai bune. Uite-l pe mamian, mai bine fug, că până îmi craftez eu aia mă ucide. Trebuie să plecăm imediat. După mi-am craftat un crafting table și mi-am făcut un pickaxe de piatră și apoi un topor de piatră. Uite o găină. Ce faci, mai găină? Mori. Aia vreau, energie multă. Mâncăm. Pepene, bun. Hai că bine, hai că stăm bine cu mâncarea. Dacă mai găsim niște mobi să-i omorâm, bă, a trebuit să ne facem sincer un furnaț la mine. Și afară cred că e noapte, s-a făcut noapte sau prea e gen plouă prea. Care dă mine? Mamă, fraților, zice arcarela. Bă, mă nervează că suntem în zona asta de junglă. Mie nu prea îmi place, dacă sincer să fiu. Bă, dar mă bucur că cu timpul cu cât fugim nu mai apar tornade. Bun, hai să luăm repejor de aici niște de asta, să ne facem un furnaț, să avem la noi. Bă, ne facem aici o mică. Dar nu cred, bro, că totuși o să vină tornada aia blestemată. Nu uitați acolo să dați un like și un subscribe, fraților. Vă mai zic încă o dată, nu uitați de like și subscribe dacă mai vreți clipuri de genul, fiindcă încerc să fac cele mai tari clipuri cu Minecraft. Unde mai vedeți voi așa clipuri, sincer știu? Unde mai vedeți voi așa clipuri? Pe bune acum. Și am găsit și niște iron. Avem de un pickaxe. Dar cel mai probabil o să-mi fac un scut și o sabie. Am găsit niște coal, bun. Și după mi-am pus ironul la prăjit și am început să mai caut alt iron. Cred că este mai mult iron. Două bucăți din câte văd. Hai să luăm. Unde mai... Bă, dai de iron aici, bun. Hai că e bine. După ce mai sunt ceva iron, mi-am craftat o sabie și un scut să fiu mai protejat. Și mai departe, parcursul zilei, am minat foarte mult, am explorat pe mină și la urmă m-am făcut full iron. În ziua 2, să fiu sincer, n-am făcut mai nimic, doar am explorat foarte, foarte mult. În ziua 3 au început să cadă meteoriții, ceva mai grav decât tornada, după părerea mea. Nu cred că avem și meteoriți. Bro! Ok, trebuie să avem grijă. Eu, bă, trebuie să ne uităm să nu mai cadă vreunul fix în capul nostru. Du-te, bă, de aici. Bro. No. Bun, trebuie să avem grijă mare. Bă, frate, uitați-vă ce a creat. Să nu cadă vreunul. Bă, fugi, Sorine, fugi că e grav, bro. Fraților, doar uitați-vă la meteoritul ăsta, cum a căzut. No. Bă. Du-te, bă, de... Nu mai este niciunul? Ai grijă, bă, aici nu plouă, că e savana. Bă, dar ce-a făcut acolo, bro, what? Și cum fugeam de meteoriți, mi-a venit o idee foarte bună. În ce l-am minat și ne facem rost de cel mai puternic pickaxe. Ne facem un pickaxe de diamant, mai bine zis, și după ne facem o casă din obsidian. Jucați-vă pe asta, haideți repede, hai să plecăm. În ziua 4, cum exploram Anda de un sat? Și mi-am găsit o casă care mi se părea drăguță și mi-am luat 1000, de ce nu? Oficial, asta e noua mea casă. Doar că o să schimb ușile, că nu-mi place așa. Altă viață, nu? Bă, eu nu prea am încredere să stau aici, că cine știe ce viitor nadă vine sau ce meteori cade, da, na. Ziua 5 și nu mai era nicio casă acolo. Unde a dispărut tot satul ăla de rai și casa aia pe care v-am zis că... Maoleu, fraților. Nu. Ne urmărește și tornada asta infectă. Bă, ce se întâmplă, bro? Ce se întâmplă aici? What? Nu. Trebuie să fugim. Cât mai departe de zona asta trebuie să fug. Să nu cad pe un... Bun, fugi. Mamă, ce meteorit ăsta? What? Bă, dar eu pro... Mamă, și odește, bro. Nu. Trebuie să mă duc să-mi pun mâncare la prăjit. Bă, dacă mai dă una, îs mort. Fie vreun schelet pe aici ar fi grav. Pleacă. Bă, nu. Ua, bro, what? De ce să mi se întâmple doar mie asta, bro? Bă, dar e... Bun. Hai să mâncăm. Bă... Trebuie să ne punem totul la prăjit. Efectiv că suntem morți, practic. Se fac repede cartofii ăștia să mănânc și eu. Oameni buni, cum mergeam? Erau din ce în ce mai multe tornade. Una în față.
Bă, dă-l-n... Bă, ce tornada aia, bro? Bă, frate, bă. Mi se spar casca. E imposibil așa ceva. Eu nu știu cum scap de aici. Și cum nu erau de ajuns tornadele, s-a mai întâmplat asta. Nu spune că cad și meteoriți. Bă. Băților, și meteoriți, și tornadele. Băi, leu. Bă, dă-l încolo. Băieți, e prea greu. Trebuie să găsim cumva să scăpăm de aici. Nu. Băi, eu sunt curios dacă o tornadă sparge un obsidian. Mai departe, pe tot restul zilei, am fugit tot mai departe de tornade. Bă. Nu. Ce fost asta? Bro. Încă... Bro, dar cad foarte des meteoriți. Oare să ne punem la somn? Eu cred că da, cred că ar fi mai bine să ne punem la somn. Repejor. Eu cred că e ok dacă ne punem la somn prin zona asta, fiindcă n-am mai văzut tornade în spatele meu, doar meteoriți. Ziua 6 am început-o mai bine. Fraților, nu mai plouă, nu mai sunt tornade. Cum de se întâmplă chestia asta? Sper să dureze cât mai mult timp. Aș încerca să fac rost de foarte mult obsidian și să mă înconjur, gen. Ori ne ducem jos într-o mină, ori găsim o baltă de lavă. Luăm niște apă în orice caz. Cum că era ziua bună, am mai luat niște coal, am mai omorât niște văcuțe. Fac rost de niște mâncare. Uite, chiar dat să-mi pun niște carne la prăjit. Fraților, armura mea este aproape terminată din se vede. Bun. Bă, cum de nu mai sunt? Mamă, fraților, nu aveți idee ce bucuros să-s. Acum, practic, sunt liber. Ar fi tare să găsim niște obsidian să spargem. Sincer, chiar ar fi foarte, foarte tare. Opa. Se pare că a venit înapoi ploaia. Paile, mama, am crezut că e o tornadă gigant. Bă. Nu, unde mă duc eu cu armura aproape terminată? Opa. Bă, ce e asta, bă? Bă, ăsta-i... Asta e spartă sau e gen așa e făcută structura? Nu, cred că așa e structura. Uileu! Mă măresc tornadele astea non-stop. Și cum de nu era de ajuns un meteorit sau o tornadă, s-a mai întâmplat și chestia asta. Bro, tsunami? Frate, și tsunami este... Uileu! Doamne! Eu în clipul ăsta, practic, ce trebuie să fac e să fug și să supraviețuiesc. Bro, what? Bro. Nu. Pleacă sus. Opa. Fraților, e grav, e foarte, foarte grav. Da, fraților, am încercat să scap foarte mult de acest tsunami. În sfârșit am scăpat, bă, hai să ne punem la somn. Ziua 7. Bro, what? Ce cu... Mamă, frate. Bă, eu cred că scade tsunamiul ăla, cred că s-a oprit, sincer. Sper că se oprește și nu se... Da, cred că scade, ceea ce este foarte bine. Bun, eu în momentul de față, fraților, îți vai de mine, dacă mai... apare vreo tornadă sau de-aia eu sunt mort, practic. Și trebuie să fac rost de niște uneltele am. O armură mai bună, poate mai găsi niște diamante, dar vreau să mai plec un pic un câniuc. Bă, ramoase la mine, cum bă că avem până acum le-am aruncat din greșeală. Trebuie să găsim o mină în care să intrăm. După ceva timp am găsit niște lavă și am început să iau foarte mult obsidian. Bun. Poate rost de obsidian, fraților, să ne apărăm și după ne ducem după unelte. Sper să putem să ne ducem, dacă știi ce zic. După unelte, bă, după armură, după aer, nebuneli. Bun, hai că avem obsidian. Și parcă vezi că mi-a și obsidianul. Opa, nu, bro, iarăși vine. Uite-o bă aici, faileu, iarăși vine tornada, bă. Să sperăm că să supraviețuim, sincer acum. Acum ar trebui să mă pun la asta, la somn. Fai, mamă, ce aici? Faileu, băieți. Acum seara, frumos. Deodată, mamă, vreo 4-5 tornade. Bă, fugi. Fraților, trebuie să avem grijă mare. Hai ne punem la somn repejor. Ziua 8. Că îl văd pe aici, hai că e bine. Poate găsim niște iron. Asta ar fi de dorit. După am început să explorez o mină, poate găsesc niște iron. Băi. Sfa, ești mâncat. Mori. Te pui tu, bă, cu Sorin 17. Dar vreau să găsim niște iron pe aici. Să sperăm, mai bine zis. Bro, what? Nimic. Hai pe sub apă, poate să fie. Ia să dăm pe aici, poate. Ai că da. Nimic pe aici. Ia să dăm aici, mai... Că mai stai aici. E mai mare zona asta. Ceea ce e foarte bine. Opa, afară aud tunete. Uite, bă, iron-ul. Outer, frumosul. M-a lăchit, mi-a dat doar unul. Opa. Uileu. Pleacă. Mamă, fraților, nu puteam să iau scutul. Bă, vreau și eu. Bă, ce gaură. Mamă, ce-i pe aici? Cum aia să mor. Hai, bro, dă-mi și mie niște iron, te rog eu mult. Bun, am făcut full iron și eu acum zic să plecăm. Bun. Bă, vedeți că ziua asta este destul de frumoasă. Perfect. În momentul de față suntem full iron. Bă, băieți, îmi pare rău cum s-a văzut, cum am făcut rost de iron. Am găsit niște iron pe acolo foarte mult. Mi-am craftat și eu sabie de diamant, fiindcă mai avem două diamante. Opa, water spot. Asta nu e atât de rău. Bă, dacă continui așa, ziua e perfect. By the way, avem și niște obsidian aici pe care îl putem utiliza în cască. Chiar aș vrea să încerc, bă, dacă vine o tornadă. Știu că e riscant, dar să mă protejez. Ia, oare fac MLG-ul ăsta? Bun.
Perfect, 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 perfect. Bă, eu zic să ne ducem prin colo. Opa. Opa, 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 opa. Hai să plecăm, hai să plecăm. Uite găina asta, bă. A, pe aici am fost, se pare. Am fost pe aici. XP-ul ăsta să-l adun. Bun, bun, bun. Bă. Hai, leu, frate. De ce se întâmplă chestia asta? De ce s-a întâmplat chestia asta? Serios, pe bune, bro. Wow. Bă, ce avea să omerlesc acum? Dacă nu apăsam click dreapta, muream. Paleu, nu, 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 se sparge și pământul. Bro, what the fuck, man, what the fuck. Na, fugi, 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 fugi. Uitați-le, ia uitați-le. Se răzbună toate pe mine. Aoleu, nu, nu, nu. O să încerc acum să fac chestia aia cu obsidianul. Pur și simplu mă ascund tot. Bun, eu îl aștept pe ăla acolo, aici la mine. Hai, venu. Hop. Ia, bă, ne apără sau nu ne apără? Bă, 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 bă. Bă, 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 trebuie să stăm aici să avem grijă de noi. Hai de bro, ce facem aici? Mamă, oare mai ieșim vreodată de aici sau nu? Hai să fugim, hai să fugim, hai să fugim, hai să fugim. Pleacă, bă, de aici. Bun, perfect. Ziua 10. Frate, în momentul de față vreau să plec până în mina asta. Sper să nu se ia nicio tornadă după mine. Bă, băieți, vreau să mă fac cool diamant. Să fiu și eu mai șmecher alea alea online, offline. Deci ce zic? Bă, bun și... Bun, dar aveam apă aici. Da, am vrut să-mi arăt talentele, știi ce zic? Bă, băieți, vă rog frumos, dați acolo un like și un subscribe dacă mai vreți clipuri de genul. Eu sper să pot supraviețui mai mult, atât, știi ce zic? Bro, 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 hai să plecăm în jos, hai să plecăm în jos, că e grav. Aoleu, diamante, nu cred. Nu cred. Bă, da, afară se aude. What the fuck? Bro, what the fuck, bro? Ați auzit? Trebuie să dau mai încet, bro, că e gen prea tare se aude. Voi cred că nu vedeți nimic dacă nu pun torțe. Bun, bun. Avem un diamant așa random, ceea ce este foarte bine. Eu mă bucur de chestia asta. What? Bro, ce se întâmplă? Așa, 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 haide, 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 haide. Încă un diamant, bro. Dacă nu facem la clipul ăsta 500 de like-uri, e grav. La clipul trecut, momentul de față, am 300. La ăsta. Bă, da, bă, da, de ce găsesc doar un diamant? Eu nu înțeleg chestia asta. Așa, haide, haide, fraților, hai să plecăm. Mâncăm aici, bine-s. Fraților, am ajuns într-un... No, nu, no, nu, no, băieți. Bă, ăsta nu mări din cauza Warden-ului. Bro, stați că mă uitat că aici trebuie să fac liniște. Adică, pot să vorbesc. Dar pe Minecraft. Opa, opa, bă, să nu vină Warden-ul ăla. Că... De ce s-a întâmplat chestia asta? De ce s-a întâmplat chestia asta? Vă dau și vouă niște lumină. Unde e chestul ăla, fraților? Fraților, unde găsim chestul ăla forță? Bă, dar nu mi se pare că fac gălugie. De ce se întâmplă chestia asta? Ia, băi, să facem aici o... să ne apărăm că... Să nu murim din cauza Warden-ului, dacă știți ce zic. Nu e prima dată când mor din cauza Warden-ului. Bă, unde am ajuns? Fraților, vedeți câte chestii, câte tornade am? Practic am 6 tornade. Oare să mă pun să minez direct așa înainte? Suntem la un strat bun în momentul de față. Eu cred că o să dureze mult dacă o să minăm așa. Știi ce zic? Opa, opa, s-a schimbat situația. Bun, 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 ceva frumos. Bă, dacă iarăși nu mai găsi... Ah, mă nebuneam dacă era doar unul. Da, sunt două. Bă, doar două sau n-am minat eu bine? Da. Până acum avem 3 diamante. Bă, poate găsi mai multe, cine știe. Băi, hai să mâncăm niște rotten flesh, că nu mai avem absolut nimic. Bă, am uitat să iau niște carne. Bun, hai să mai co... Hai că acum am găsit. What? 6 diamante nu-i rău, absolut deloc, absolut deloc nu-i rău. Du-te, bă, nu cred. Bă, ars diamantul ăla, bă, frate, bă, cum e posibil așa ceva? Ia, băieți, ne craftăm aici frumos un chest plate de ăsta de diamant, să fim și noi, ne respectăm și noi sau? De ce zic? Și cu astea 3 diamante, fac un topor. Oricum nu am ce să fac cu ele. Hai să ieșim afară, dacă... Că știți ce zic. Bun, hai să plecăm repejor. Bun, băieți, în momentul de față trebuie să facem rost de niște mâncare. Ne facem când, ne facem când, ne facem... Stai, stai, bă, stai. Mamă din unul, mamă, mă voia băiatul ăsta grav. Bun, hai să plecăm, hai să plecăm de aici. Ia uite-l, frumosule, ce faci, băi, băiatule? Bun, ce faci? Ia, ia, băiatul, ia, dă-i în el. Op, respect, respect, așa, așa, bravo, bravo, n-ai făcut nimic, dar bravo. Ia, op, mai înțeles ce zic? Hai ne punem astea la prăjit, niște carne. Bă, 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 vine. Nu, 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 nu. Câinele meu, bro, what? Nu. Nu, bro.
Uite-l, bă, bă, e... Vino, 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 ia, ia, bravo, frumosul. Haide, boss, haide, boss, haide, boss, haide, boss, haide, boss. Pugi că e grav, că e... Opa, 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 opa. Da, fraților, mai și plouă. Mă enervează grav cum plouă. Măcar să nu plouă, bro, că... Ploaia mă încurcă, gen. Bun, bun, fugi, fugi, Sorine, fugi să nu mori. Mâncare nu avem deloc, by the way. Hai să fugim, hai să fugim. Bun, bun, bun. Bă, dar unde e câinele meu? Uite-l frumos. Uite o văcuță, bun, 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 perfect. Mamă, mi-a lăsat în spate furnăsul ăla rapid. Bun, hai ne lua carnea, bun, 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 bun. Stai, bro, un pic, unde pleci? Ia, nu vrei și tu? Uite-l frumos. Haide, boss, hai să plecăm. Ce faci, bă? Haide după mine. Iar încep tornadele, bă, și tornade și meteoriți. Mama, mama, fraților, trebuie să avem grijă. Bă, unde e câinele ăla, bro? Unde este câinele meu? Ia uite-le, mama, trebuie să le ocolesc. Bă, de-o mai fost pe aici. Da, bă, 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 bă. Fugi, Sorine, fugi, 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 fugi. Ai grijă, ai grijă. Da, bă, am mai fost pe aici. Nu, 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 nu. Asta e loc din ăla drept și nu e bine, nu e bine, nu e bine. Fugi, 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 că poți să mori. Da. Așa ceva e imposibil. Bă. Mă, băieți. Bă, băieți, nu știu ce să mai zic. Dacă v-a plăcut clipul, am supraviețuit doar 11 zile. Nu uitați de un like și un subscribe, rog frumos. Eu am fost Sorin, ne vedem la clipul următor. By the way, nu uitați să descărcați Dice Dream din linkul în descriere. Eu sunt Sorin, v-am pupat, pa, pa!